Break the Fake. Informare despre dezinformare. Cu Flavia Durac. Bine te-am regăsit! Astăzi îți arăt care este secretul teribil al rețelelor sociale pe care nimeni nu vrea să-l știi. Ți-am captat atenția? Dacă nu, înseamnă că nu sunt prea bună la clickbait, dar voiam să ilustrez o idee dintr-un studiu recent care demonstrează ceea ce bănuiai deja. Negativitatea stimulează consumul de știri online. Titlurile care abundă în cuvinte cu implicații emoționale îi determină pe oameni să dea click pe știre. Despre rolul emoțiilor în viralizarea conținutului online s-a mai scris. Creierul uman este înclinat, din rațiuni de supraviețuire, să dea atenție potențialelor pericole din mediu. Astăzi, scanarea mediului social pentru identificarea pericolelor se petrece în mare măsură prin mass media. Știrile cu un caracter alarmist negativ vor atrage atenția audienței. Studiul despre care vorbeam la început a analizat titlurile a peste 100.000 de știri de pe Upworthy.com, unul dintre cele mai mari site-uri de conținut viral de pe internet. Deși cuvintele pozitive au fost puțin mai răspândite decât cuvintele negative, cercetătorii au constatat că titlurile de știri marcate de cuvinte negative au crescut consumul acelui conținut, iar cuvintele pozitive au scăzut consumul. Pentru un titlu de lungime medie, fiecare cuvânt negativ suplimentar a crescut rata de click cu 2,3%. Nu pare un efect major, însă orice modificare a comportamentului de consum poate ajuta la expunerea mesajului către un public tot mai extins, contribuind la viralizare prin efectul bulgărelui de zăpadă. Interesant este și efectul diferitelor emoții asupra deciziei de a da click. Cuvintele din titlu asociate cu tristețea au crescut numărul de click-uri. Cele asociate cu bucuria și frica au redus numărul de click-uri. Și cuvintele din titlu asociate cu furia nu au avut un efect semnificativ statistic. Am participat și eu la realizarea unui experiment despre rolul emoției în viralizarea dezinformării. Ne-am propus să aflăm dacă emoțiile pot să acționeze ca mediatori între expunerea indivizilor la știri false și decizia acestora de a distribui respectivele știri care devin astfel virale. Am descoperit că știrile manipulate negativ, adică acele știri care se bazează pe informații reale, dar construiesc în jurul acestora interpretări false, într-o cheie negativă, cresc impulsul oamenilor de a distribui respectiva știre. În plus, emoțiile negative sunt cele care conduc la viralizarea știrilor false. Nu am observat acest efect și pentru emoțiile pozitive. Atenție, deci, la conținutul care încearcă să-ți influențeze prin emoție comportamentul. Până data viitoare, rămâi cu București FM, sursa sigură de informații. Break the fake. Informare despre dezinformare. Cu Flavia Durac.